Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună ziua tuturor, sunt Mirela Retegan, sunteți la Schimbă perspectiva aici la Europa FM. Astăzi invitata mea este Ileana Badiu. O iubesc foarte tare și ultima oară ne-am văzut în studio acum foarte mulți ani, vreo 4. Cam așa. Și țin minte că mi-ai spus o poveste foarte frumoasă despre relația cu tatăl tău, și despre scrisoarea pe care da. ai primit-o de Numai la. El. ție ți-am spus-o da. în public, da. în sensul faptului că a mai aflat și altă lume despre. Da, m-a impresionat da. foarte tare și mi-a rămas uh, de, în minte emoția ta din emisiunea aia. Astăzi te chem să vorbim despre cum putem să schimbăm perspectiva asupra uh, felului în care privim îmbătrânirea sau. Uh, în, în trecerea uh, anilor prin viața noastră. Da, eu îi spun chiar cu subiect cu predicat. Vorba, aia, am creat o, mi-am mi -am construit cumva un brand personal în asociere cu îmbătrânirea și cu menopauza. Așa. Și uh, mi se pare incredibil tocmai acum înainte să vin la tine în emisiune, uh, s-a uh, anunțat de către ministrul sănătății se dă drumul la un program în care femeile aflate la menopauză sunt susținute cu analize, un pachet de analize gratuite și, mă rog, tot felul de abordări în care femeia la menopauză este privită dintr-o dată și poate că acest subiect nu mai ține de tabu, așa cum mi-am dorit când am început acum 5 ani această comunicare în zona asta, legat cumva înstrânsă strânsă legătură cu... Ideea de îmbătrânire, nu vreau să-i spun în engleză aging, deși sună mai sexy să zicem, dar realitatea asta este. Realitatea este că nu există opțiunea de a nu îmbătrâni, e, nu avem ce face, este un dat, e un lucru firesc, la fel cum nu există opțiunea de a nu intra la menopauză dacă tot restul sunt... Uh, cum mai să spun, să sunt variabile, cumva, da? sau, mă rog, nu toată lumea se îngrașă, nu toată lumea are părul alb, nu toată lumea are fața căzută, nu toată lumea nu știu ce, la menopauză intră absolut toată lumea. Și, mă rog, știi cum e în casa unui unei familii cu un adolescent, e un motiv de bucurie să spui că copilul tău a ajuns să fie adolescent, pe când în casa unei femei care intră la menopauză e tristețe și nu e corect. Până la urmă, vorbim despre un status hormonal care se schimbă. Dragi ascultători, bărbați care sunteți pe recepție în acest moment, vă invit să rămâneți pentru că veți afla în această emisiune. De ce uneori femeile din viața voastră se poartă într-un fel? De ce uneori femeile din viața voastră au nevoie de mai multă înțelegere și răbdare? De ce uneori femeile din viața voastră nu mai pot ce puteau la un moment dat și. Nu-i spun o emisiune dedicată femeilor, pentru că am senzația că noi, femeile, acceptăm și mai ușor lucrurile dacă ele sunt înțelese de bărbații din viața noastră. Uh, și asta, dar să știi că, în legătură cu acest subiect, adică respectiv cu menopauza, mie mi-au trecut prin mână mii de femei în conversație, mă refer de când fac asta și de cele mai multe ori femeile se pun jos ele însele pentru că intră la menopauză și cu atât mai mult dacă intră la o menopauză precoce. Cum se întâmplă De, de unde te-ai luat tu cu acest subiect? Hai să eu, le spunem Eu m-am luat tările. cu acest subiect dintr o poveste personală, și anume că eu însă m-am intrat la o menopauză timpurie precoce se cheamă, adică la 42 de ani și m-am simțit foarte singură și m-am simțit foarte singură din mai multe motive. Pentru că nu am avut la cine să mă raportez, să caut informații medicale, pentru că până să deschid eu subiectul acesta și să se transforme într o mișcare, așa cum spuneai când m-ai invitat um, nici medicii nu priveau femeia la menopauză ca fiind o femeie, mă refer la ramura ginecologiei, ca fiind o femeie care mai poate face parte din mă rog, lista de paciente ale unei ginecolog, că această femeie nu mai are nevoie la capitolul acesta, ceea ce este jenant, supărător și incorrect. Cu atât mai mult cu cât această femeie este o femeie care a ajuns la apogeul carierei ei. În care este o femeie care și-a crescut deja copilul, care are timp și poate și posibilități financiare să se ocupe de ea însăși. Este o femeie care, chiar dacă nu mai poate face copii, că de fapt despre asta e vorba, e singurul lucru cu care se încheie, acest ciclu menstrual, care nu-ți mai permite să mai aduci viață. În rest, tot tot restul ar trebui să rămână și poate rămâne neschimbat, mai ales că această femeie, îți spun, utilitatea ei este și aceea de, nu știu, cap de familie, plătitor de taxe, eu știu, adică generatoare de locuri de muncă. Eu cred că această femeie ar trebui chiar băgată în seamă și tratată ca atare și se pare că se și întâmplă treaba asta. Dar de multe ori femeia asta se pune ea însă jos, pentru că ancestral femeia știe că ea e acolo pe pământ deci ca tu să ai facă copii. la 42 de ani că Că nu te regăsești în, 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 în felul în care societatea privește da. acest moment al vieții da. tale. Da. Bine, dar era o chestie. Acum eu sunt jurnalistul din discuția noastră. Sigur. Era o chestie între tine și tine, da? În nu teorie, e, da. Nu e ceva public. În practic, mi-am dat seama că e nevoie de schimbarea percepției asupra acestui subiect. Eu sunt specialist în comunicare și atunci m-am hotărât să-mi folosesc capabilitățile de comunicare pentru a rebrandui menopauza, pentru că nu m-am identificat eu pe mine în campaniile pe care le vedeam în legătură cu produsele pentru femeile de la menopau aflate la menopauză. Ele toate sunt așa, cu o doamnă căruntă, îmbrăcată în roze, bej sau ceva, așa. ia un pastilă, îți dă cu o cremă, face ceva cu un produs care îi potrivit pentru această etapă, fiind foarte multe de altfel și dintr-o dată se luminează discret le până aici, îi se colorează puțin, capătă ușor în obrăjorul așa și ea mai poate să mai respire puțin. Eu nu mă identificam cu această femeie. Eu eram o femeie de 42 de ani, în puterea, floarea vârstei, că se bine trecută cei de, de prima tinerețe, cum se spune, dar, mă rog, cu tocuri, fit, cu fustă scurtă, adică nu mă vedeam așa ca... La Na. sală? Și am asta, să mă gândesc așa, la psihologia asta reclame? eu cu asta mă ocup. Dar de ce să comunici, adică dar de ce să transmiți acest mesaj către femei, care de, de, de ce să vrei să le faci să se simtă așa? Mă rog, și asta a generat o întreagă dorință de-a mea de a, mă rog, rebrandui menopauza. Și pot să spun că după 5 ani, cred că am reușit să o fac pe, în spațiul ăsta, în fine, local românesc. Asta s-a suprapus cu încă o treabă pe care o povestesc și în conferințele mele. Cu fimiu, care a fost la școală, i s-a dat o prezentare la educație sanitară, sau, mă rog, cum se cheamă, în fine, în care li s-a povestit cum ce se întâmplă cu hormonii, știi, la adolescență fiind, și li s-a povestit cum cu fetele care încep să aibă ciclu menstrual, și asta în fine, și ele, și băieții, și, da și ele pot rămâne gravide și era toată evoluția asta cu slide-uri cu femeia de 20 de ani, cu aia de 30 de am slide cu aia, aia de slide 40 final, nu aia de 40, că femeia nu intră la menopauză la 40, ea intră obligatoriu când e bunică Așa. deci era povestea, se încheia cu mama e, să mă iertăm, adică n-am nimica, dar nu să cred că noastre. astăzi femeile arată altfel decât arătau acum 40 de ani Uh, și era această doamnă foarte, foarte în vârstă, cu părul alb, cu un coc din ăla clasic, o pisicuță. Eu am pisicuțe, cei drept, dar... Na. Așa? Da, și papagal. Am de toate și cu un nepoțel. Așa. așa. Când femeia e <laughs> la mea, văd să ea e bunică. <laughs> Mamă, și-am înnebunit, mi s-a ridicat un aici, simțeam așa, în fine, și atunci i-am spus lui, așa, ce părere ai tu despre mine, cum ți se pare că sunt eu? Tânără sau bătrână? Copilul mut? A zis, mami, cum? Tânără. Bine, eu am intrat la menopauză. A fost un moment, adică Fimiu, șoc. îți dai seama, șoc. În fine, i-am explicat și de, explicat lui Fimiu că fiecare femeie are dreptul să intre la menopauză când îi când vine rândul, rându, că asta ține de uh, o rezervă ovariană și e adevărat și de un stil de viață. Și femeile de azi intră mai devreme la menopauză, că iată, sunt stresate și asta, tot ce înseamnă bagajul hormonal, este afectat de. Modul în care percep și tolerez stresul, în fine, și că e o preconcepție. Am intrat în multe ceia preconcepție, mă rog, că, dar dacă am reușit pe fimiu, că adică să-i spun afront unui băiețel de 12 ani, că eu am intrat la menopauză și el să înțeleagă asta nu și să pună întrebarea, urât. dar de ce este așa? Uh -huh. De ce primesc eu această. mă rog, de ce mi se spune așa? aș, m-am hotărât să comunic pentru că aș vrea ca niciun bărbat să nu mai gândească așa în raport cu o femeie pentru că a intrat la menopauză, aș vrea ca nicio femeie să nu se simtă singură așa cum eu m-am simțit la vremea respectivă când acest subiect nu era tabu, era zid, nu tabu și am exemple, nu o să le dau sigur, dar de persoane, inclusiv de persoane na, publice pe care le-am cu care aș fi vrut să încep un dialog pe tema asta în care eu mă asumam că sunt la menopauză, eu fiind la menopauză, dar aș fi vrut să vedem ce percepții au oamenii, celelalte femei în segmentul acesta de vârstă. Și nimeni și nu vrea nu era, să nu era la menopauză nimeni, nu intrat nimeni la menopauză, era ceva foarte îndepărtat și aș m-am gândit E o chestie atât de solidă în pământenită, ceea ce e total greșit. În plus, realmente, asta nu vine de la mine, asta vine de la statistici. Din păcate, menopauza se instalează mult mai devreme, adică statistica o spune, decât la mamele și la bunicele noastre, și femeile au niște priorități pe care ar trebui să și le seteze și în funcție de acești parametri. Vreau să vorbim despre asta un pic mai târziu, da. pentru că îmi spuneai legat de faptul că se, se instalează cu foarte mult timp înainte de a se manifesta. Da? Și ăla e momentul la care, de fapt noi femeile trebuie să fim atente. Dar până să intrăm în lucrurile astea mai tehnice, așa, da. în care vreau să ne povestești, pentru că tu ai vorbit cu foarte mulți specialiști. Și da. să o să profit de tine dacă tot am deschis rog, acest da. subiect și avem ora asta la dispoziție, să le dăm informații femeilor care ne ascultă și să încerce să identifice inclusiv stări și uh, reacții pe care le au, și le pot pune pe seama. A acestei uh, situații din viața lor. Dar până acolo, nu te-ai gândit tu când te-ai apucat de povestea asta că o să spună lumea, că țara arde și Ileana Badiu rebranduiește menopauza, nu. când sunt atâtea da, lucruri nu, de Nu m-a interesat acest lucru pentru că eu cred am uh, propriile mele valori și când cred într-un lucru 100%, merg drept înainte tu știi că ești oaică și știi ce înseamnă asta. Am crezut și am știut că fac bine și nu m-a oprit nimic din asta, nici, mă rog, discuțiile pe la colțuri, nici, nici na, în fine, întrebarea, dar totuși o chestie care ține de intimitate. Eu am știut că fac un lucru corect și fac un lucru bun și ajut aducând ducând această informație și schimbând această percepție și aducând alături de mine specialiști care pot informa, tocmai din acest motiv eu însă mă aflam într o situație că asta e important de spus. Faptul că am intrat la menopauză, moroc, mă aie, am vrut să fac un copil. Dacă aș fi știut că mă apropii și se întâmplă asta, poate mi-aș fi schimbat prioritățile, dar nu am avut șansa la informație. Eu m-am dus la medic, am întrebat, eram într-un moment în care focusul meu era asupra carierei și așa cum ia multor femei, slavă Domnului, aveam deja un copil, dar l-aș fi vrut pe al doilea și aveam nevoie să știu dacă pot amâna momentul în care aș rămâne însărcinată, m-aș chinui să rămân însărcinată, că n-a fost ușor nici prima oară și n-am avut o sărcină ușoară. Um cu încă câteva luni, până îmi finalizam partea profesională care era extrem de solicitantă și de importantă. A, deci tu te-ai dus la doctor să, să rămân gravidă. Da, pe astea. Da, ca să știu dacă pot amâna 6-7, opt luni, momentul la care aș vrea să încerc să rămân gravidă. Și mi s-a spus de de cine punem întrebarea asta, că e numai 42 de ani. Eu creasem comunitatea Super 40 atunci și la mine în comunitate foarte multe femei tinere, adică în segmentul acesta de vârstă, 40-45 de ani, erau la menopauză și puneau întrebarea, tu știi ce ar trebui făcut, știți cumva, mă rog. Și mă întrebam, dar oare femeile astea de ce întreabă treaba asta? E ceva la mine? Oare? Nu. Și așa am auzit că sunt foarte multe care nu știu ce să facă și care au intrat foarte devreme la menopauză. Nu am tras vreo concluzie strategică, statistică la momentul respectiv, dar am zis la doctor ca să întreb dacă și nu mi s-a spus, nu am primit niciun fel de întrebare care trebuie pusă de către un medic când o femeie de vârsta asta se duce. E ceva schimbat în statusul dumneavoastră? Dormiți mai prost? Durata ciclului menstrual, cantitatea, aceste lucruri care țin de, de schimbări, simțiți ceva la nivelul pielii, aveți? probleme de uh, concentrare, adică toate aceste lucruri au legătură cu simptomele menopauzei pe care întrebare, întrebări care nu mi-au fost puse deloc, pentru că dacă mi-ar fi fost pus, puse, atunci mi-aș fi, da, mi fi dat și eu singură seama că sunt niște schimbări într-adevăr, dar pe care nu le-am băgat în seamă că ele se suprapuneau cu faptul că eram foarte uh, solicitată profesional și faptul că aveam această chestie care se cheamă brain fogginess, confuzie mentală, oboseală, ceață, încurcat de cuvinte, sinapse care nu mai funcționau corect. O puneam, le puneam pe seama, pe seama oboselii. oboselii și atunci ce făceam era că mă obișuiam bând 2000 de cafele, ceea ce e foarte prost, pentru că iată când scade estrogenul, înjumătățirea cofeinei se întâmplă la 10 ore. Adică tu faptul că bei cafea nu ți se duce din... adică nu o prelucrezi în 4 ore, cum se întâmplă în, ore, ci în 10 ore, dacă bei cafea la 5 după amiaza, cum făceam eu... De-aia nu mă culcam decât la 6 dimineața și eram ruptă de oboseală și tot așa. Cine te-a susținut? La uh, început. Nimeni. A, m-a susținut soțul meu, dar atât. În rest, nimeni. Adică, uh, constat treaba asta acum cu mândrie, într-un fel, uh, adică în toate felurile, că am reușit să crez un val atât de puternic încât a devenit un subiect de discuție și, ba, mai mult. Adică, toată lumea acum e pe valul menopauzei. E foarte bine. Acum, brusc, toată lumea este la menopauză. Da. Mă bucur să aud asta sau nu, nu știu. Dar n-am avut pe nimeni, și, și atunci soțul meu m-a susținut pentru că mă iubește, și pentru că e medic, și pentru că a înțeles, evident, că nu e niciun fel de altă schimbare radicală a mea ca femeie decât faptul că hormonii mei sunt în scădere și nu mai sunt la fel. Am încercat să găsesc soluții și să găsim soluții, n-am -am, -am, -am găsit și am căutat ca o găină fără cap, mă ducându-mă la toate medici în străinătate, Aiurea, din, știi, bursa informațiilor, am auzit de unul de acolo, dar na. O groază de bani făcând tot felul de investigații, Aiurea, care n-aveau legătură cu, adică, mă rog, de fapt cauza eu știu, degradării să zicem venea din acest peisaj hormonal complet dezechilibrat nu pentru că, de exemplu, aveam romatism că mă dureau toate articulațiile astea ale degetelor, nimeni nu mi-a spus da, asta e o chestie absolut normală scade estrogenul, e responsabil pentru producția de colagen, colagenul e ala care uh, lubrifează inclusiv uh, uh, cartilagile și oasele și e absolut normal m-am căutat de romatism, că mă dureau astea și sigur că, mă rog, și asta. Poste... Băi, scriu mult la calculator, poate de-asta că mă dureau exact, numai degetele astea. Și por, m am înțeles tot ce se întâmplă și faptul că trebuie să mi schimb. Uh... Felul în care trăiesc și trebuie să mă concentrez pe anumite lucruri, să fac, să mănânc cumva, să fac mult sport, whatever. Deci, toate lucrurile care țin de soluții. O să vreau să le aflăm toate astea după pauză. O să luăm o scurtă pauză și revenim. Mă întrebam, în timp ce povesteai cu atâta Patos. entuziasm, dacă în viața ta a mai existat un proiect, vreun proiect în care să. Crezi din toată ființa ta în felul ăsta? Mai, mai asociez cu ceva din ce ai făcut? Sunt sigură că în toate te-ai implicat, dar în felul ăsta. Eu sunt un om care, dacă nu face lucrurile din convingere și cu patos, așa jumate, gravide, cum se spune în engleză, half pregnant, eu nu pot face lucruri. Dar pot, da, într-adevăr, este unul din proiectele cele mai solicitante, tocmai pentru că avea de mă rog, dărâmat niște bariere. Că o să-ți rămâne amprenta pe. Regina Menopauzei, tu știi că am auto Da, deci m-am. Adică, între timp, da, m-am și auto-intitulat. Da, da, da. Nu ne așteptat să-ți zic alții. Nu, sunt hotărâtă, mi-asum acest rol de Regina menopauzi și, apropo de asta, la conferințele pe care le organizez, așa mă și îmbrac. Ne întoarcem după pauză! Da. Nu, deci nu, mă sui nu pe știam. papai noage cu nu cu totul atât, am mă pun cu e, pietre, așa? de sunt tot în, piatră, <laughs> spaiată, <laughs> de spaiată, nenorocire, cu afată, așa și zic. Sunt, Așa. Eu. sunt eu regina menopauzei. Da, sunt... ne întoarcem, ne întoarcem după pauză să povestim cu Elena Badiu și să aflăm mai multe lucruri despre acest subiect. Schimbă perspectiva, cu Mirela Retegan. Ne-am întors aici la Europa FM, la schimbă perspectiva. Așa cum spuneam și la începutul emisiunii, rugăm toți bărbații să rămână pe recepție pentru că subiectul de astăzi, chiar dacă le privește pe femei uh, într o proporție foarte mare, da, îi privește și pe bărbați, pentru că dintr-o anumită e vorba perspectivă. Despre cuplu. Da. E vorba despre viață. Da, Elena. e vorba despre viață și despre asumarea în cuplu a acestui, acestui status quo al femei. Și, de și despre a înțelege că unele lucruri nu hotărâm noi când ni se întâmplă și nici nu uh, vrem să se întâmple în vreun fel. Ele se întâmplă când se întâmplă cum se întâmplă. Da. Și nu numai că nu hotărâm, dar uh, această uh, ajustare a corpului cu nou, mă rog, aș fi vrut să zic noi hormon, dar uh, can cu cantitatea scăzută, să zicem, mm -hmm. de hormoni, e o treabă care e cumva limitată în timp, pentru care există soluții cu condiția ca tu să știi că, să admiți că există o problemă. Nu există, să nu există o problemă. De deci eu am rămas așa mm -hmm. cu gândul la ce mi-ai spus înainte de pauză că sunt foarte multe manifestări în da. a... mai exact 72. 72 da, de, de simptome, de simptome. potențiale simptome. Okay. Să liniștim doamnele că nu este obligatoriu să le chiar pe toate 72, Cătate. adică dar Și pot... că ele încep să apară mm -hmm. cam cu 10 ani înainte de manifestare. Atunci ar trebui să începem să fim atente, pentru că perioada de perimenopauză. Dar cine îți spune că -a, ar trebui să-ți spună medicul Medicul tău Da, ar trebui să-ți spună medicul Acum este din ce în ce mai multă <coughs> atenție pe zona asta o odată ce s-a creat, mă rog, discuția Cumva s-a luat în seamă și ideea că există o pacientă de menopauză Până acum ea era ignorată Acum toată lumea ceva o privește cu brațele deschise E foarte bine că de fapt ăsta era și scopul care este o pacientă multidisciplinară, pentru că poate avea, asta spun, multitudinea asta de simptome și, mă rog, se întâmplă în mod evident o degradare a corpului și a funcțiilor corpului, inclusiv de la riscuri cardiovasculare, pentru că atunci când estrogenul scade și nu mai această, ești protejată de bariera de estrogen, ești expus la niște riscuri pe care trebuie să le știi și să le investighezi. Dar ce spuneam este că medical se cheamă că ești la perimenopauză cu 10 ani înainte de momentul la care se instalează menopauza. Ok, hai să okay, la, depinde this... de aici eu e un o barieră, un pardon, un, un barier, timp uh -huh. al fiecăreia, da. Deci dacă o femeie intră la menopauză în mod civilizat, cum zice statistica pe vechi, adică la 51-2 de ani, ea totuși la 42 de ani se cheamă că ar trebui să, începe, să înceapă să se intereseze. Bun. Hai să Dacă mă gândesc la mine, eu eram la simptome. menopauză, înainte să am copi, la perimenopauză, înainte să se întâmple minunea cu copilul meu. Poate că de aia și fost greu să. Mm, bă, da. Poate fi <coughs> și asta sigur, e explicație. Bă, nu te-ai gândit. M-am gândit acum, post factum, sigur că m-am gândit. Hai să vedem care sunt simptomele. Cum ar putea femeile care ne ascultă să <coughs> identifice primele manifestări primele manifestări, deci nu vorbim despre simptomele de menopauză nu, ca să nu, primele deci manifestări. primele manifestări înseamnă orice fel de schimbare pe care o femeie o constată în statusul ei, adică durata sau cantitatea ciclului menstrual, frecvența ciclului menstrual. Nu trebuie să ai amenoree ca să fii în situația în care se spune despre tine sau te... te, te îți... atenția ta este sesizată apropo de a merge la ginecolog. Deci faptul că durata ciclului menstrual care la tine ținea, nu știu, de 4 zile 5 zile și se scurtează la 2 este un semn. Nimeni nu se gândește la asta. Faptul că ai niște stări emoționale fluctuante, fluctuante înseamnă chiar fluctuante, adică și tu te știi un om care nu e genul Acum cu ești fericită, Cum ești ești trist. Da, și ai niște manifestări care sunt foarte similare cu momentele în care alea de post naștere, pentru uh -huh. că se întâmplă același lucru, o furtună hormonală generată tot sau datorată tot deci că și atunci când naște, mă rog, după ce Eu naște, ca de Există în popor expresia asta, e la soare, probleme cu hormoni. Da, există, pentru că Chiar sunt pentru problemele cele probleme. mai nasoale, pentru că chiar ai probleme. Faptul că ai stări de anxietate, faptul că stări nu perioade lungi de timp de anxietate, stări, pur și simplu stări anxioase. Faptul că nu mai poți dormi foarte multă lume spune treaba asta pentru că este cât se poate de real. Faptul că mă rog, calitatea somnului tău este diferită. Vorbim despre oamenii sau femeile care au un somn uh, echilibrat și în regulă și care dintr-o dată încep să doarmă mai puțin, să se trezească mai devreme, să doarmă agitate. Uh, Poți să ai momente în care încep să transpir pe perioada nopții. Și asta păre, poate părea firesc. Nu, nu, nu ai încă asta sunt, bufeurile astea nocturne. Semnale, astea sunt semnale? sunt da, semnale. Ar trebui, că să, te duci ar la trebui să te duci la doctor. Calitatea părului se schimbă, se modifică. Structura firului de păr. Nu trebuie să rămâi cheală Dar se schimbă structura firului de păr Vezi că nu-ți mai stă atunci când te coafezi așa cum o să te folosind Același produs Asta e un semn. Calitatea pielii începe să se schimbe. Ea devine mai uh, subțire sau mai uscată. Iară, un lucru care îl poți pune pe seama oricărei alte. Sigur, e mai uscată pielea pentru că e vară, că am stat la soare, că n-am băut apă. Uh -huh. Ascultă-ți corpul, că e foarte important. Dacă ți-l ascult, îți dai seama că sunt niște lucruri care sunt schimbate. Cum? Și nu sunt subiective, seama... sunt foarte, sunt, sunt obiective. Multele sunt, multe dintre ele sunt puse, îți pun pe seama, eh, o să treacă. Eu zic că sfatul meu este acela de a merge la medic, absolut clar. Bine, sigur, la medici care uh, înțeleg că acesta este un subiect de discuție și care doresc să investigheze femeia. Serios, nu doar la nivelul clinic, ci și analize. Ok. Sunt femei care preferă să ignore, nu găsesc timp niciodată, da. nu devin prioritate în viața lor. Cum pot cei din jurul acestor femei să identifice începutul unor... În perioada perimenopauzei mm -hmm. nu e așa ceva, cum evident. să zic, evident. Poate soțul să-și dea seama pentru că femeii scade libidoul și nu ajunge în situația în care aparatul urogenital este afectat, ca să zic mai, în fine, are deja manifestări de asta de tip funcțional. Însă e, adic, e, e un status schimbat, libidoul sc îți scade. Adică, mă rog, și asta îl pui pe seama, fa, sunt obosită, sunt măritată de 30 de ani, sigur că îmi scade libidoul. E o diferență, se simte treaba asta. Aici poate și bărbatul să intervine, de obicei nemulțumit. Ar trebui să fie susținătorul femeii, nu să fie nemulțumit. Dar pentru asta ar trebui femeia să-și dea seama și să admită că are această poveste. Iar și simptomele? Să nu uh, Simptomele în perimenopauză nu ar trebui să fie încă simptome de disfuncție a aparatului urogenital, deși unele femei pot experimenta și asta. Ok, hai să le spunem acum bărbaților care ne ascultă. Da. Care sunt simptomele în menopauză Groaznice? Um, da. da, da. În menopauză. Să înțeleagă da, de ce da. anumite manifestări ale femeii au legătură cu acest subiect. În primul rând, că în această perioadă femeii iscat scad valorile hormonale atât de drastic încât tot, a, tot corpul ei este dat complet peste cap. Are uh, uh, probleme de concentrare maxime, faptul că a uitat să-și cumpere nu știu ce pentru casă sau să ducă copilul nu știu unde sau sunt, perfect justificate pentru că există o degenerare cognitiv-cerebrală, se cheamă și chiar este, chiar se întâmplă și atunci când intervine, se instalează menopauza, e foarte abruptă chestia asta. Acele bufeuri nocturne și nu numai, nu pot fi descrise și nici nu pot fi înțelese de către un bărbat, doar trebuie susținute pentru că este cumplit, adică faptul că transpir într-un fel care nu poate fi, adică nici nu știi de unde, Doamne, apără-mă, pot să transpir așa ce, adică e pur și simplu te e ca și cum ai face duș în miezul zilei sau al nopții mai nasol, el, mi se pare mai rău în miezul nopții, sincer, în primul ție rușine că ți se întâmplă asta, te trezești de, ești agitat, nu dormi te trezești de câteva ori pe noapte trebuie să-ți schimbi uh, pijamaua uh, după aia ți se face foarte frig, pentru că tot estrogenul ăsta nenorocit este responsabil pentru reglarea termică, transmite informația creierului. A, 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 și femeia nu-și mai poate regla temperatura corpului. Este prea cald sau este prea frig, sau toate deodată. Baie cald, ba e frig, dar frigul este frig, adică frison de, ca de febră și căldură insuportabilă. adică... Durerile de articulație. Dureri de articulații, da, peste tot, în toate articulațiile și sunt dureri dureri de așa, ca atunci când ai o inflamație. Nu sunt ușor de suportat. Migrene, repet, eu le înșir pe unele dintre ele, nu înseamnă Până încă o dată. 70. Și două, nu pot chiar pe cele 72. Mm -hmm. Nu, sunt, nu toată lumea le experimentează. Unele trec foarte ușor prin perioada asta de tranziție și Doamne ajută pentru ele. Și sunt multe care trec și ușor, sunt altele care nu vorbesc, majoritatea, pentru că n-ai un dat, ce să facem mamă, toată lumea. Sigur, așa și pe, de ce nu rămânem la trimite scrisoarea cu porumbelul, că așa se trimitea acum nu știu cât timp. Astăzi medicina a evoluat și toate aceste simptome despre care îți povestesc pot fi ameliorate, pentru că există terapii pentru toate, de la substituție am, la... Am, am tot timpul o, o, o comparație pentru astfel de situații. De ce îți repar dinții? Exact. Că lasă e așa. Da. Exact. Că... Ei, tot e... cad, adică la urmă e... tot o să cadă, lasă Da. așa. Și da. E normal, a îmbătrânitiei se strică dinții, da. nu? De ce te duci să-i repari? Exact. Pentru că durerea aceea este atât de puternică încât. Uh, n-ai cum să stai cu ea? Da. De ce să stai cu o altă durere din corpul tău? cu alte dureri din corpul tău. Da, mă rog, nu e numai vina la femei, este și, mă rog, fine, vina, să zicem. Nu, a. deci mi-a rămas asta. da, da, așa mă. Credem că așa mă manifest. Adică. Deci când e următorul eveniment? Pe 29 la București, pe 29 martie la București, la Sheraton se întâmplă. Cât, da. Câte sute de și Paiete. Am o mi-am hotărât știu? deja. Câte Acum am de 400, de? numai 400, 400 okay. că asta e sala, pentru Pum că noi atunci când o am rezervare. Un... o să las un link Te la mine frumos, pe pagină, da? așa se întâmplă online și femeile trebuie să se înscrie pe acel link ca să putem să ținem locurile. Sunt gratuite? Ta gratuite, deci evident. Deci vezi că vin da. 29, unde sunt eu Beatrice pe 29? Trebuie să văd 29 martie? Da, deci evenimentele astea le-am uh, și îmi doresc să le pot ține gratuit, sigur că mă rog, Na, am ajutorul unor parteneri. De da. niște, Doamne oameni, ajută. Da. Sponsori. Uh, greu, da mă, da, o să fie poate din ce în ce mai bine. Eu, pentru că el au început, eu, atunci când am început uh, povestea asta, adică în decembrie, ce ar fi să facem un rău show că să, na, da. noi suntem în comunicare. Da. road show când eram tânără, făceam un road show uh, pentru un brand de țigări cu DJ, cu, acum fac rău ce o eu tot atâta pasiune pun și în asta și atunci... Eu tocmai m-am întors dintr-un, cum se spune... Rouceau? Da. Bine, tu ești regina rouceau în general. Am întors dintr-unul, pe campanie adoptă o mamă. Și, în general, tu asta faci de când ai creat brandul Zurli. Nici n-am știut ce fac. povestea, da. Așa și eu, uite, vezi, n-am știut ce fac. Odată mai încerc. Și la Timișoara am închiriat o sală de 70 de locuri. Așa. S-a mult, totuși. nu știu cine e acolo la Timișoara, cât acum. Cine vine să vorbească, să audă despre asta. Și am lăsat linkul de înscriere și. Am ajuns în câteva ore la 250 de femei, mi-a căzut ăla care oricum se subțiază, deci practic am... Tot de la menopauză. Da, tot. Și am extins așa, am mers la o sală mai mare, după aia mai mare, până am ajuns la una de 500 de locuri, alta n-aveam în Timișoara și așa s-a întâmplat și la eu, Cluj. Treci la sala sporturilor. Deci da. dacă vrei să știi despre săl, mă întreb pe Te mine. Întreb pe că tine, că o să înainte. fiu, îți spun, regina absolută a menopauzei, atunci o să și cânt, probabil. Deci ne vedem pe... Îți fac eu un da. Dacă... E așa! <laughs> exact! <laughs> ne, vedem... Ce? ne vedem pe 20 Martie, Martie la București. La București, da. să o vedem pe Elena Madiu, auto intitulată auto în deci mi se pare fabulos, fabulos. Să reușești cu atâta umor și cu atâta uh, relaxare să faci din subiectul ăsta că până la urmă despre asta e da. vorba, să faci din el un subiect abordabil, normal, da, să le faci pe femei să nu se mai simtă bolnave, da. uh, inutile și depășite și anulate de un proces normal prin da. care trece orice corp. Din un proces asta. normal care îți poate afecta radical calitatea vieții pe un termen foarte lung. Adică noi vrem să trăim. Cât mai mult posibil, da. da? Și trăim mult mai mult decât se trăiat până acum, adică longevitatea este în creștere, menopauza se instalează mai devreme, în concluzie jumătate din viața unei femei se află la menopauză. Asta e realitatea. Și e jumătatea uh, aia în care vorba ești aia. activă, în care ești 10 conștientă. 10 ani copil, după aia ești adolescent, după aceea da. ești tânăr, după care... Ești la perimenopauză și după aia multă vreme la menopauză, deci dacă tu nu te simți bine, nu ești bine, nu te percepe a fi bine, nici celălalt bărbat, apropo că tot ne ascultă sper și bărbați, uh ei sunt uh, oglinda femeilor, e foarte important să le ca bărbații... Să că da. nu înseamnă doar uh, oprirea ciclului menstrual și faptul că nu mai poți să faci copii. Da. Înseamnă foarte multe transformări ale corpului foarte, și da. al, uh, transformări um, în emoțional și în psihicul unei femei. Pentru... Și, și funcțional, că e foarte important de spus asta, femeia nu mai are capacitatea uh, de a face aceleași lucruri pe, poate pe care le făcea și până acum. Iar dacă oglinda, care este bărbatul, știi, a mai întrebai cum trebuie să se raporteze bărbații la uh, femeile aflate la menopauză. Dacă femeile, bărbații le percep ca pe niște femei la menopauză de s-a închis subiectul, ele așa se vor și comporta. Dacă bărbatul le oglindește în continuare ca fiind femeia, aceeași femeie pentru ei, ea continuă să fie femeie în, sensul, în toate sensurile, inclusiv în cel sexual, că și ăla trebuie discutat cu subiect și predicat. În luna martie facem cadouri pentru femei și mi-am dorit ca întâlnirea de astăzi cu tine să fie un cadou pentru toate femeile care ne ascultă și implicit și pentru bărbații din viața lor, pentru că sigur ai adus puțină lumină în povestea asta și cred că vor fi foarte multe femei care uh, acum se întreabă, ok, și ce trebuie să fac, care e pasul următor? Le spunem, da. Ce trebuie să facă? Ce trebuie, trebuie să, să facă? Trebuie să, trebuie să meargă la medic? La asta medicul este... lor, ginecolog? Sau la. Da, da la, la, la medici ginecologi și la medici endocrinologi okay. care tratează femeia aflată la menopauză, cu soluții. Nu cu faptul că aia, doamna a ai intrat la menopauză, că am auzit foarte multe. În întâlnirea asta cu femei, multe femei fac sharing și vorbesc. Și ce aud este înspăimântător. Adică, medici care spun în 2024 femeilor că să au 45 de ani și ai, n-ar trebui să se mai gândească la sex. Ba trebuie, pentru că au o căsnicie. Și căsnicia înseamnă și viață sexuală împlinită. Ori asta nu se poate întâmpla decât dacă totul e funcțional. Nu mai vorbesc de partea emoțională, vorbesc de funcționalitate pentru care există soluții. De să meargă la ginecolog și la endocrinolog, dintre cei care uh, tratează femeia cu respect în situația asta și cu soluții, să-și facă analize, să înțeleagă care e statusul în care se află corpul lor și să intervină în discuția cu medicul cu diverse soluții și terapii, pentru că sunt de toate, pentru toate gusturile. Mulțumesc foarte tare. Închidem emisiunea cu. O, o notă de pozitivism, o, Da, da, nu, ai fost delicioasă, delicioasă. Deci, vă rog foarte mult, dacă n-ați prins de la început această emisiune, să uh, o găsiți și pe Spotify, o găsiți și pe canalul de YouTube. Uh, Ilana Badiu, astăzi vorbind uh, cu relaxare și cu foarte mult umor, dar și cu uh, foarte multă îngrijorare pentru teama asta femeilor de a da. uh, vorbi uh, subiectele considerate tabu de societatea românească, încet, încet. Nu numai de societatea românească. O, nu? Și, nu. Și... Da, știi că statistica uh, spune, am participat la un curs, că eu între timp așa... Te specializez. A, bine, am făcut și curs de coach și am patalamat de formator și tot ce vrei ca să pot să vorbesc în cunoștința de cauză, dar am participat la niște, mă rog, conferințe britanice, unde statistica spune că 70%, fii atent aici, din femeile care sunt în poziții de conducere, că acum nu poți să fii la 20 de ani în poziție de conducere, ești cam atunci când și intri la menopauză, se retrag din joburile lor, pentru că le este rușine să-și vorbească cu managementul lor de simptomele pe care le au și le e frică că nu mai fac față cu performanțele pe care le-au avut. Nu mai fac pe temporar. Dar pentru asta trebuie să-și ceară, să ceară niște drepturi. Și pot să primească ajutor. Sigur, poți înțelegere în primul rând dacă lor le rușine, lor le rușine, toată lumea într-o rușine absolută, na, până la urmă pierzi o resursă importantă în care și compania a investit pentru că femeia se retrage. Dragi ascultători, intrați pe Mirela Retega în pagina oficială și scrieți acolo la comentarii. Dar ce cadou îmi dai, că Uite, despre asta vorbeam. Să știi că nu ți-l dau ție. Nu? cui? Cuiva de pe, Aha. dintre ascultători. Că tu le ai. E cartea da, asta aici, am acum. Și e o carte minunată. Este o carte minunată pe care o, 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 o să se bucure foarte tare cea care sau cel care o câștigă. Iar bucuria în farfurie, jocul nostru s-așa e mare da, deja. e mare, e foarte mare. Și Mirela e așa de mare, e un dom mare, nici nu știu ce ești să. Ești minunată, da. n-am putut ca să vorbim nimic despre tine, despre viața ta, despre mi s-a părut mult mai important da, să ți este, ofer este, microfonul este, și ora este și asta. și îți mulțumesc pentru asta, da. Sunt uh, Bucuroasă și fascinată de credința cu care te duci înainte. Ador felul în care um, ai pus la căruța asta toată credința ta că ceea ce faci e bine. schimbă societatea românească și eu cred asta pentru că vor fi din ce în ce mai multe femei care vor îndrăzni să accepte că nu sunt într o stare perfectă, că nu se simt extraordinar, că uh, au probleme cu uh, sănătatea, cu atenția, cu disponibilitatea și că nu sunt defecte. Pur și Pe simplu, nu sunt singure, e normal da. să li se întâmple la un moment dat. Și asta, și că există o cauză. Da. Iar cauza asta, dacă este uh, tratată, da, poate fi da. îndepărtată. Așa este, asta da. este foarte important să rețină. Și dacă aveți 40 de ani sau 50 de ani și uh, credeți că viața voastră s-a terminat, eu cu Ileana avem o veste pentru voi. Nu s-a terminat deloc. Ba chiar mai aveți de trăit vreo 20, 25, 30 de Din ani. Uite, poți să înceapă chiar proiecte noi, iată, în cazul meu. Doamne, ești fabuloasă! Ne vedem pe 29 martie, abia aștept și îmi fac poză cu tine și o pun pe Instagram. Cu... Îți trimit linkul de invitație. Da, da vreau da. neapărat să-mi dai linkul, îl punem și aici linkul de invitație, și să știi că la sfârșitul fiecare emisiune eu lansez o întrebare pe care uh, o pun acolo pe pagina oficială de Facebook. și uh, oamenii intră, răspund la întrebare și le dau acest cadou. Uh, te las pe tine dacă vrei să pui o întrebare la care să răspundă uh, persoanele care au ascultat această emisiune. Ce înseamnă pentru uh, voi, ce înseamnă să treci la superlativul vârstei pe care o ai? Ah, ce frumos! Pentru mine, să trăiesc la superlativul vârstei pe care o am, înseamnă să am capacitatea de a folosi toate resursele fizice, psihice și emoționale. Pentru tine, ce înseamnă să treci la superlativul vârstei pe care o ai? Pentru mine înseamnă să uh, mă bucur și să fac ce îmi stă mie în putință mai bine pentru etapa vârstei pe care o am. Adică să aduc beneficii pentru cei din jur și pentru mine, dar pentru perioada în care mă aflu. Să n-am așteptări de raportate la trecut sau la viitor. Să fac cei mai buni exact cum spui tu, astăzi, aici, acum. Ilena Badiu a fost astăzi la Europa FM. Mulțumesc frumos! Eu sunt Mirela Retegan și sper că emisiunea de astăzi va ajuta să schimbați perspectiva asupra lucrurilor firești, normale și de care nu scapă nimeni în viață. Ne vedem data viitoare. Până atunci, aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți. La revedere! Schimbă perspectiva! cu la Retegan la Europa FM.